Bun găsit, oameni buni, aici pe canalul Dragoș Gavrilă. Început de decembrie, început de iarnă, început de sezon nou la apicultura urbană. Cu acest video voi deschide un nou playlist, Apicultura urbană, sezonul 3. Calendar este cam acum, vreo două săptămâni am trecut în sezonul 3, dar am zis așa, să o luăm de la începutul unui anotimp. Este primul film făcut aici în luna decembrie, azi când filmăm este 3 decembrie, așa că am zis să deschidem și sezonul 3 de apicultură urbană. Iarna și-a intrat în dreptul, temperatura a scăzut, dar un lucru îmbucurător, avem temperatură pozitivă, apa nu îngheață, astfel încât albinele își duc un rând de viață liniștitor. Pentru că începem sezonul nou de apicultură urbană, o să facem un tur de orizont așa pe deasupra stupilor, nu vom deranja cuiburile, numai ne vom uita puțin așa, vom fura practic câteva imagini. Eu am intrat în depozitul apicol acolo să încerc să fac ordine și acum am ajuns la lucrurile mărunte care te omoară, deci ai de muncă de nu-ți vezi capul. Tot ce am răvășit toată vara trebuie ordonat iarna, nu avem încotro, asta este viața de apicultor. Țin să vă reamintesc, zilele astea avem optimile de finală la trofeul apicultor anului 22. Deci azi când filmeze vineri, avem, e sâmbătă, că avem sâmbătă, duminică, luni. Luni, noaptea, vom ști tabloul exact al sferturilor de finală. Văd că foarte multă lume s-a implicat, primesc telefoane, primesc mesaje, etăcă, etăcă. Îmi pare bine că s-a stârnit o asemenea emulație. Dar hai, până mai vorbim, hai să trecem puțin să vedem stupii. Și pe aia mărcerile putane, cam cum se găsește într-o stupină. După cum observați, la stupul oarei am intervenit cu o izolație micozii. Chiar stăteam și mă gândeam de ce firmele din România nu fac asemenea izolație. Am văzut români care se chinuie cu fel și fel de improvizații. Știți că asta e un stup improvizat. Uitați, pentru că l-am stresat puțin când am băgat bicozii. Vedeți, cuibul s-a ridicat aici. Lada pe care o voi face o va fi pe 8 rame. Pentru că eu n-am avut ce face, l-am făcut pe 12 rame, dar nu e nevoie. Sper ca în iarna asta să reușesc să dau comandă pentru ramele astea de... Uite, asta... Altceva este? Adună. Deci, noaptea am găsit iar gheață. Uitați-l cât se poate strânge. Dar el când va gonfla, va umple absolut tot corpul. Dar totuși mă gândesc că o să vedeți. Că de-aia îi mulțumesc, țin și pe această cale să-i mulțumesc lui Tino Maftei pentru acele filme cu meu, pentru că voi face și eu corpuri de-astea cu 8 pentru 8 rame. Să avem, să ne intre 8 rame. Hai să mai vedem vreo 2, ia să văd dacă am eu unghiul bun de filmare. Da, este bun. Așa. Uite eu cu o carpatină sud-dunăreană. La fel, cuibul, vedeți, s-a adunat, carpatina s-a adunat în spate. E, uitați, acesta, pentru că nu are izolație, da? A făcut puțin condens. Urmează să arunc astea și să aduc ceva, să pun izolație ca lumea. Că ați văzut, la ceilalți doi nu este deloc condens. Să ne uităm puțin și la lilipuții noștri. Aici parcă este o ligustica. Am refăcut poziția camerei. Pentru că... Așa. A, da, uite ligustica. Nu se vede bine. Hai să o vedem. Asta era mică de tot. Mică, 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 mică. Uitați ce frumos a făcut semicercul de iernare, pentru că, bineînțeles, are perechea
Deci asta săracă e o regină cu o mână de albină, practic. Dar o vom trece iarna. Hai să vedem perechea. Ei, perechea e mai mare. Vedeți, ține pe aici. Deci ăsta îl va încălzi și pe aia. Pentru că pe mine ce mă interesează în primul rând? Să am regina asta în primăvară ca să o supun. Să o văd exact ce poate pielea. Ca să știu dacă pot să merg și pe o linie de legustica sau nu în zona mea. Asta e toată, tot tărăbunțul. Hai să mai vedem. După aia vom mai trece și pe la alte linii. Ia uite, ăsta s-a organizat așa, mare, până pe diafragmă, stă în partea din față. Astea s-au, sunt albine la care îmi place căldura mai mult. Ia să vedem. Ah. Ăsta a venit mai pe mijloc. A venit în partea asta. Deci, vedeți, fiecare linie are trăsăturile ei specifice. Nu este o regulă. Inclusiv la populație. Carpatina iernează pe populații mai mici, becaurile pe populații mai mari. Unele consumă mai mult, unele consumă mai puțin. Hai să trecem și în grădină. Să vedem cum iernează merul nostru. Așa. Adică multietajat redus, adică un langstrot redus. Să spunem cu oare, că am văzut că apar anumite confuzii. Așa. Dăm încet. Izolația. Dacă la asta am folosit folie de aluminiu, îl vedeți, cuibul e mult mai mare, izolează foarte bine folia asta de aluminiu. Am o rolă mare. Azi o deschid și vreau să intru pe ea ca să încep să vă fac izolație ca lumea. Acum ceva interesant la brideri. Reginele din care voi trage la anul. Uite, astea mi-au făcut condens. Yeah. Dar nu-i problemă. Îl vedeți cuibul tot. Jumătate. Deci eu nu stau să-l strâng, puteam să-l strâng pe patru rame și să aduc toată albina asta de aici, aici. Nu, uitați, eu prefer să stea în partea din față, iar altă șmecherie, pentru că la asta îmi permite are urdiniși și în partea astălaltă, la primăvară nu am altceva de făcut decât să rotesc lada și să o aduc urdinișul ăsta în față. Ați înțeles mișcarea? Și am făcut stimularea printr-o simplă și banală mișcare. Trebuie să aduc eu... Ei, nu mai pierd timpul acum. Hai, aici am șuburul pus. Înainte să plec la București, aici avem albina stătea la bărțată, stătea întinsă și i-am scos șuburul. Am scos ca să-i dau puțin aer. Am zis, mă, ia să-i dau aer. Bun. Ia să vedem. Să-l strângem. Uite. Uitați ce frumos. Deci era întinsă până aici. Acum am redus-o de aici până în față. Cu toate șase ramele. Vedeți clusterul. La fel la primăvară. Foarte simplu. Singura lucrare. Pac, rotirea. Deci și am rezolvat cazul. De acum... Dar asta a fost la ăsta, era, e o linie mai năbădăioasă. Trebuie, o să rezolv eu, acum am improvizat izolația asta, dar o să o facem mai bine. Aici avem stupul restartat la pe 1 sau 2 septembrie, ceva de genul ăsta. Nici n-am apucat să-i bag în el diafragmele măcar.
l-am lăsat ca la mama natură. Up, up. E și el de o palmă. Aici bine, trebuia diafragma, aici diafragma. Deci ăsta la 1 septembrie am luat tot puietul, tot. Nu am lăsat nimic în el. Să vedem dacă trece, dacă trece iarna. Deci când toți apicultorii stimulau ca și coloniile să aibă puiet mult, eu i-am luat tot puietul. Și acum să vedeți un breeder de carpatină. Ei, cred că s-a mai încălzit afară. Opa! Carpatina noastră. Vedeți, ea nu s-a dus și pe ultima ramă. Deci cât am stimulat-o, cât am îngrijit-o, uitați, a crescut ceară. Și-a făcut cuibul mare. Dar nu. Nu. Nu a vrut. La fel am scos... Este, pentru că asta este genetica ei, asta e ritmul ei de dezvoltare. Fraților, deci nu trebuie, nu trebuie să ne împacetăm. Fiecare linie e cu genetica ei. Nu e nicio problemă. I-am băgat ăsta la izolație. De... Bine, o să vină să fac și mai bine izolația. Deci, asta vă spune. Linie are genetica ei. Fiecare regină merge cu o anumită populație. N-are rost, vă rog eu, abțineți-vă când vedeți diferite stup să catalogați apicultorii și mai ales să jignesc. Pentru că nu se una pe, să zicem așa, competența unei apicultori nu se măsoară numărul de albine dintr-o ladă. Pă bune. Hai să vedem acum ceva. Să vedem bee-box-ul ăsta nostru. Așa. Okay. Nu are nicio izolație. Uitați. Deci, este hrănitorul. Scoatem hrănitorul și aici e direct albina, fără nicio izolație. Ia. Uite-l ce frumos s-a tras. Ia uite, s-a dus jos. Vedeți? Când a venit, știți că la ultima filmare, aici era plin cu albine. Asta e iernare a la Cezar Britanicu. Aici sunt fix 6 rame, pline cu miere. El spre primăvară se va ridica. Ia, hai fac o prostie. Ia. Mamă, ce greu. Ia. Cuibul s-a dus tot mai jos, jos, jos. Uite când am umblat. Uite, ce frumos. Când am umblat ultima oară la el. Vedeți, am strivit câteva albine. Uite-le, ele... Uitați, cuibul e acolo. Da? Când am umblat să vă arăt data trecută, hai că le irităm deja. Numai puțin. Vedeți? El a avut punți și am omorât câteva albine. Nu ți-e da, nu-i problemă. Ăsta nu o să dăm nimic de mâncare, nu o să facem nimica. Așa o să rămână până la rapiță. Am văzut și aici pe câmp că s-a pus ceva rapiță. Hai să vedem cum stau coloniile astea aici. Unde se încălzește de la colonia, de la familia de bază. Păi ăsta stă cel mai bine, el doare la baston. El își ia căldură de la calorifer, de sub. Să vedeți ce familie o să fie la primăvară. Hai să punem repede... capacele. Nu vreau nici prea mult să-i stresăm. Așa. Mai aveam... Vedeți că și-au făcut clusterele de acum. Vedeți, el are unul din nișaci. Și căldura vine de aici. Ia uzi dacă l-am agitat pe ăsta. Vedeți că asta am făcut un sacrificiu acum. Numai pentru voi, dragii mei. Ia să vedem dacă a coborât și ăsta. Și... Uite-l ce a coborât și ăsta. Aha. S-a dus spre cuib. Da, s-a
S-a dus jos. Deci este exact cum ne spune Cezar Britanicu. Colonia trebuie să... Clusterul de iernat trebuie să se formeze în parte. Până ne mai plimbăm prin stupină puțin, aș vrea să vă spun doar câteva cuvinte. Atenție foarte mare la postările din mediul online. De obicei, să știți că dacă unul scrie Ion Vasile, nu înseamnă că în buletin este Ion Vasile. De multe ori sunt nickname-uri puse de oameni răuvoitori cu gânduri ascunse, care au anumite interese meschine. Am pus acel video cu Ceara, în care arătam, demascam și prezentam metode cum să vă feriți de fake-uri. Bineînțeles că au apărut fel și fel de conturi în care spune, nu, domnule, Ceara nu trebuie să crape, Ceara nu trebuie așa, Ceara nu trebuie așa. Adică, practic, spuneau că Ceara trebuie să fie cumva ca și parafina. Vă dați seama că ăia sunt oamenii care falsifică Ceara, punct. Al doilea rând, atenție mare la sfaturile primite de la sfătuitori ăștia de birou. Oameni care stau la o măsuță, eventual cu reclamă în spate și dau sfaturi zi de zi. Dar ei nu au o carte de vizită a picului, nu prezintă un film din stupina proprie. De ce am făcut o stupina urbană? Dom'le, să vă arăt exact pe albine. Nu să stăm de vorbe. Mi-era și mie simplu să stau în casă acum la căldură și să vă vorbesc despre cum scui pe albina, da? Și pe unde respiră. Fraților, deci... Luați sfaturi numai de la cei care au carte de vizită, numai de la cei care vă prezintă stupi. Cei care vedeți anonim, care nu au stupi, deci nu vă luați după ei, că de obicei vorbesc numai prostii. Și acum ca o paranteză. Nu mai confundați albina cu omul, da? Albina este insectă, omul este mamifer, da? Omul este ființă cu ciclu lung de viață, insecta este ființă cu ciclu scurt de viață. Deci... Să vă dau așa un exemplu aleatoriu când vorbim de antibiotice. Nu putem compara efectul antibioticelor la oameni cu efectul antibioticelor la albine. La fel cum nu ne putem da cu părerea folosirea antibioticelor la păsări, da? Deci fiecare ființă are metabolismul ei și modul ei de a prelucra antibioticele. Hai să ne păstrăm minima decență și a fi numai în părticica noastră. Asta pe de-o parte. Deci, atât aș vrea să vă spun că aș vrea să fie un nou sezon de apicultură urbană din care să avem cu toții de învățat. Sunt bucuros că trofeul apicultorul anului 22 oferit de canalul Dragoș Gavrilă se bucură de așa mare succes. Văd oameni, mă întreabă mereu, sunt oameni care și acum îl descoperă, vor să vadă cine e în optim. Am pus filme cu optim, o să pun un film cu sferturile, numai ca să aveți informații. Căutați pe canalul Dragoș Gavrilă și v-am mai spus un lucru, ca să aveți acces la informații, trebuie să vă abonați în primul rând și apoi să activați clopoțelul ăla, că eu pun multe filme scurte în care vă explic, vedeți că o să se întâmple cu tare, cu tare, cu tare. Dar dacă nu sunteți abonați și nu aveți clopoțelul activat, nu veți afla despre aceste informații. Acum când făceam curățenie în depozit, am găsit un nou din perchere care are albine în el. Eu am crezut că nu mai are nimic și sunt de atâta timp în depozit. Hai să vă și arăt. L-am pus aici pe marginea camionului. Asta a deschis și are săracul albine în el. O să-l bag în interior acum. Aici sunt rame de reformă, le mai las că mai au ceva miere când ori mai ieși albine, că am văzut că vine căldurica, să le mănânce. Tot așa, dăm afară, reformăm, să aprindem lumina puțin, că nu se vede. Încă o chestie, pentru că totuși e friguleț afară, am cumpărat acest arzător, care se atașează direct la butelie și îmi creează și mie aici o atmosferă cât de cât omenească, să pot sta să lucrez. După cum vedeți, deja am cale liberă. Am început aici, am stocat o parte din rame. O să vă vorbesc o dată, dacă vreți, vă interesează de acești faguri pentru păstură. Foarte interesant. Uite, înainte mă încălzeam cu soba aia mare, e mare greoaie, așa cu arzătorul ăsta imediat. Am pus cam rame la rame, am început diafragme hrănitoare,
Acolo ce mai am după la regine, ce am găsit? Căldările goale. Încep să se golească încet, încet căldările noastre, inventarul apicol, trebuie să intru și în el, pentru că vreau să fac spațiu aici, că o să dăm drumul la asamblatul de stupi B-box. Aici adunăm. Vă dați seama că fiecare lucru de ăsta mărunțit și de ăsta trebuie luat la mână în parte, deci va fi o muncă titanic, dar o să-mi aduc aici, o să eliberez în final zona asta, să-mi aduc o masă, scaune, că dacă mai vine câte un prieten eventual, să mai stăm și noi la câte un șpriț, un alta. Oricum, sunt fericit că pot să intru. Aici am găsit, că am cumpărat fel și fel. Aici am distanțierele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La ramele de jumătate, vedeți? Astea sunt distanțiere pentru să minte doar 8 rame în cat. Dacă haideți să mergem mai departe ca să vedeți nebunia. Să vedeți și voi cât e de muncă, fraților. Că nu știu câți experți apicoli și sfătuitori apicoli vă prezint așa, în direct, pe față, tot. Uitați-vă și voi ce înseamnă să n-ai minte. Marian, am pus să-mi tragă vinul roșu și mi-a aruncat drojdia taman în drum. Bă, așa e că n-ai minte. Așa, lăsăm aici, că stopișorii v-am arătat. Cred că v-ați făcut deja o impresie. Mergem acum în curtea asta la altă, că nu stăm nicio secundă. Aud. Topitorul. Aud. Aici se fac ceară, ceară, ceară. Știți că și dincolo am ceară. Aici ar ceară. Topim masiv. Are mai bine de 10 ani topitorul ăsta. A început și să aibă ceva pierdere. Dar, auzi, ce arată tuțul curată. Uitați-o cu crapă. Deci nu vă mai luați după borfași. Auzi, tătuțul. Da? Atenție mare. Pentru cei care s-au luat la canal, o să mai spun niște metode despre cum să vedeți cum e cu ceara. Ramele astea pe toate la grătar cu ele. Sunt ramelate. Cine vrea ramelate, le donez, dar să mă anunțe astăzi. Că dacă nu, gata, le toc. Am boștină ca lumea. Asta e ceva pierdere. Deci, practic, să știți că în asta rămâne ceva ceară. Dar nu mă calicesc. Vreau să opresc numai ceara bună. Asta o dau ca să facă faguri pentru oameni. Uitați-vă ramele care au fost bune. Neamarean le-a curățat, le-a aranjat și le-a însărmat din nou, da? Și vom pune faguri. Sunt, uitați-vă ce le-a curățat, ca lumea. Întâi le refolosim pentru că s-au scumpit. Vrem să protejăm pădurea. Până acum le băgam pe foc, dar zic, bă, hai să mai protejăm și noi pădurea, să mai... Nu ne mai... Că am văzut că nu s-au calicit la prețul ramelor, așa că nu mai vrem să cumpărăm. Să refolosim momentan, o să cumpărăm strict necesar. Așa că mai ușor cu cineva mă întreabă mereu că vreau să investesc bani. Copiii, nu investiți bani momentan. Momentan banii băgați în business-uri hotărâte, nu în stupărie, că nu se merită. Eu vreau chiar să-mi răstrâng activitatea. Am aici un colet. Ia chiar să ne uităm. Stați-mă așa. Ia hai. Am primit un colet de la magazinul apicultorului. Și aici am cumpărat de Black Friday. Au făcut cei de la... Au avut reclamă. Am auzit că și alte magazine și-au făcut Black Friday, dar nu au anunțat să fie sănătoși. Adică am oprit puțin filmarea ca să pot să desfac coletul. Nici nu mai știu ce am comandat, că a trecut mai bine de o săptămână trecută. Da! Bine! Eu sunt în filmări. Așa, au... Băi, bag oameni și... Da. Ce e aici? A, mi-a mai cumpărat un... Nu, pe ăsta mi l-au pus cadou. Mulțumesc magazinul apicultorului pentru cadou. Ăsta e cadou, că l-am comandat. Da. Știți cum e vorba aia, să fie primit. Ne place. Ne place. Hai să vedem ce pușca mea. Aici cred că e după greutate, că nu prea mai aveam sârmă. Ia să vedem. Da. Ia uitați.
sârmă de inox. Ce am mai luat pe aici, doamne? Toate prostiile am luat. A, clorură de magneziu. A, da, 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 mi-am luat pentru la anul. Asta e clorura de cobalt și magneziu și mangan, pentru că, v-am spus, la noi în zonă e problemă că solul nu are așa ceva. Nu are. Haide să mai punem o pauză mică. În cutia mare a mai fost cutia mică, care vedem, a fost la promoție Vimex-urile. Preț promoțional ca lumea, aproape ca prețul din bineînțeles, firmele care se respectă, vedeți, factură, da? Ia-mi, frate, că de la pe 25-a 11-a, de când am luat. Așa. Da, deci am luat, uite, de curiozitate, așa. Clorură cobalt. Deci, Vimex 37 de lei fără TVA. Clorura de cobalt 12 lei fără TVA, magneziu 8 lei, 16 lei manganul, bla bla bla, sârmă de inox 32 de lei fără TVA. Și bineînțeles, ca întotdeauna, Dorin George mi-a trimis cadou, ceva cadou, acum mi-a trimis o sculă și chiar o să lucrez cu ea. Astea sunt Vimex-urile, v-am spus care e avantajul. Acolo pui turta, aici pui sirop. Ei, cam asta e viața de apicultor în luna decembrie. Nu uitați, oameni buni, suntem în perioada optimilor de finală de la trofeul apicultorul anului 2022 acordat de către canalul de YouTube Dragoș Gavrilă. Pe la 11 decembrie încep sferturile de final. Până data viitoare, Dragoș Gavrilă, împreună cu colaboratorii săi, vă urează numai bine, sănătate, fericire. Să ne vedem sănătoși, oameni buni!